Festivalul folcloric pentru Mândra din Botiza, ce a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, a ajuns la a 17-a ediție. Alături de localnici și de invitații lor, au participat oficialități, dar și primari ai unor comune din Maramureș, precum Cupșeni și Groșii Țibleșului. Programul manifestărilor a fost unul amplu, dar portul și muzica populară au fost nelipsite acestei sărbători. Pentru Mândra din Botiza promovează portul popular autentic atât din zona Maramureșului istoric și din celelalte țări ale Maramureșului, Lăpușul, Mara, Cosău, dar și portul popular din zona Clujului și din alte zone folclorice. Formațiile invitate au rolul de a prezenta muzica autentică. Cu trecerea anilor, o parte din obiceiuri au fost înlocuite datorită creșterii numărului artiștilor care au dorit să participe la eveniment. Pe lista invitaților acestei ediții s-au aflat Ionuț Bledea, ansamblurile Țibleșul și Ruguțu, rapsozii Marinel Petreu și Gheorghe Pârja, alături de ansamblul Maramureșul, Cristian Pomohaci și frații Sicuta. Sunt invitați artiști de muzică populară din județul nostru și invitat special din două sau trei județe din... Pe scena sărbătorii a urcat și o formație din Germania, care a adus pentru comunitatea din Botiza o mașină de pompieri. Prezentatorii festivalului au fost Daniel Buzdugan și Dan Coardă.